Ne continuăm stilul haotic de a călători, fără direcție și fără sens. Și astăzi am ajuns în stațiunea Mamaia, o stațiune pe care nu am mai vizitat-o de mult, vă spun sincer, dar în același timp trebuie să mărturisim că am prins o oportunitate, pur și simplu. O să vorbim un pic despre plaje, o să vedem cam câți turiști sunt în timpul săptămânii în Mamaia, dar în același timp vorbim și despre prețuri, vorbim și despre, nu știu, prețuri mâncare, prețuri șezlonguri, extinderea plajelor, prețuri de hotel și, bineînțeles, să vedem cam care este atmosfera în Mamaia în timpul săptămânii. Suntem în jur de ora 5 seara aici în Mamaia și efectiv am venit din București cu trenul, bineînțeles, care ne-a costat dus întors în jur de 100 de lei. Nu a fost o călătorie grea, a durat cam 2 ore 20 și vă spun sincer, cred că nici nu am luat cel mai ieftin tren, dar condițiile au fost ok, n-am avut probleme deosebite. Uitați, nu știu dacă am avut wireless pe tren, dar pentru că aveam internet pe telefonul propriu, dar în același timp pot să spun că cel puțin am văzut în tren că erau, puteai să-ți încarci telefonul fără probleme. Deci asta m-a bucurat foarte, foarte mult. Vremea superbă în Mamaia, dar să vedem care este situația pe plajă, pentru că am observat la prima vedere că plajele sunt cam goale, turiștii cam lipsesc, iar noi suntem aici în Mamaia Sud, de fapt, pentru că cei de vârsta mea știm că există o diferență foarte mare între Mamaia Sud și Mamaia Nord. Mamaia Nord a fost construită mai mult după anii 90. Este, de fapt, fostul Năvodari, aproape de fostul Năvodari. Fostul, cred că, sat de vacanță al Mamaiei și care s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultimii ani, prin fel de fel de investiții, fel de fel de noi clădiri, fel de fel de noi cluburi, apartamente și tot așa. Iar acolo, mie, mi se pare că zona a devenit foarte, foarte aglomerată, iar prețurile sunt mult, mult mai mari decât Mamaia clasică, Mamaia de Sud, în care suntem noi acum. Și da, putem face o mare diferență între cele două. Ca prețuri, din ce văd în jur, vă zic, un șezlong este în jur de 25-30 de lei. Da, ceea ce e un preț destul de ok, să spunem, dar în același timp trebuie să luăm în considerare că aici puteți pune cearceaful oriunde pe plajă. Sunt atât de mari plajele încât da, dacă vrei șezlong, bine, dacă nu, nu e nicio problemă. În mod sigur, prețul șezlongurilor în timpul săptămânii în Mamaia Sud, aici unde suntem noi, Mamaia clasică, este unul acceptabil. Iar ca mâncare, vă spun iarăși, este o mare diferență față de cealaltă parte a Mamaiei, față de Mamaia Nord, pentru că aici în Mamaia Sud noi am fost la autoservire. Autoservire unde, ce să spun, prețurile nu au fost chiar așa rele, să spunem. O ceafă de porc cu niște cartofi prăjiți, salată de varză și toate cele, să spunem că ne-a costat în jur de 24 de lei. La autoservire am fost chiar la tabăra Mamaia, unde sunt câteva autoserviri, una lângă celelalte. Prețurile erau cam la fel, vă spun sincer. Dar în același timp, da, fiecare își alege locul unde dorește să mănânce. Noi am preferat o destinație populară, gen autoservire, cu multe mese și mulți oameni acolo. Nu a fost foarte, foarte aglomerat, nu am stat la rând. Iar mâncarea ne s-a părut proaspătă, fără probleme.
Da, autoservirile erau deschise. Unii preferau, bineînțeles, să ducă la sushi. Noi am preferat mâncare tradițională românească. Iar prețurile, vă zic, nu au fost chiar așa exagerate, ca și cum ai mânca, nu știu, pentru că am fost în altă stațiune anul trecut și am mâncat pe plajă la un beach bar, să zicem, ei, prețurile enorme, prețurile enorme. De aceea noi evităm de a mânca la restaurantele de pe plajă. Unele dintre ele au prețuri enorme, probabil, aveau anul trecut, nu știu, anul ăsta. Dar, în schimb, aici, la Mamaia, noi am găsit această, ce să zic, autoservire. V-am zis, erau 3-4 autoserviri, fără probleme. Puteai să mănânci și shawarma, puteai să mănânci și pizza, puteai să mănânci mâncare românească și internațională, prețuri diferite, dar pentru toate buzunarele, fără nicio problemă. Ce să spun? Plajele par foarte, foarte întinse. Gândiți-vă, aici a fost un proiect pe fonduri europene, în jur de 1 miliard de euro. Ceea ce vor să facă românii este să stopeze eroziunea coastei. Da, o idee foarte, foarte bună, mai ales că sunt fonduri europene. Ideea este că plajele s-au lungit. Am înțeles că proiectul are vreo 200 de hectare. 200 de hectare de noi plaje, dintre care s-au făcut până acum circa 60-70, din câte am înțeles. Proiectul se va extinde către toate plajele încolo, către Agigea, Postinești, Olimp, Venus, Saturn și se va duce până la 2 mai, tot proiectul, partea a doua a proiectului. Așa că, până la urmă, România câștigă niște spațiu de teritoriu, vă spun sincer. Dar pe ce ne privește pe noi este că plajele, da, s-au lungit. Să spunem că s-au lungit cu circa 100 de metri. Am calculat un pic distanța de la, nu știu, de la pietonală până la malul mării. Este cam 3 minute, vă spun, am făcut cam 3 minute în mers normal, de la apă până la spațiu de pietoni. Da, nu mi se pare chiar așa exagerat, da, mi se par plajele curate, mi se par plajele într-adevăr lipsite de turiști, cel puțin în timpul săptămânii, dar în același timp nu cred că această distanță până la mare este un impediment pentru turiști. Din punctul meu de vedere, vă spun sincer, nu știu alții, poate dacă ești mai în vârstă sau, să spun, vii cu familii, da, poate fi un impediment distanța până la apă, dar în principiu mi se pare un lucru bun această stopare a eroziunii solului și noi suprafețe de plaje pe tot litoralul românesc. Nisipul, într-adevăr, este un pic mai, să spunem, mai plin de scoici. Nu este acel nisip fin, dar nu este o problemă, nu e un pietriș sau ceva de genul ăsta. Da, nici asta nu mi s-a părut mie un inconvenient, chiar dacă am mers în picioarele goale. Până la urmă a fost ok, este ok. Da, din punctul ăsta de vedere, cu plajele, nu știu, eu zic ca proiectul să continue fără mari probleme. Din câte am înțeles, România a câștigat deja 7 km. S-au făcut lucrări pe 7 km de plajă până acum și se va continua fără mari, mari probleme. Dar de ce nu sunt turiști? Pentru că prețurile, v-am zis, un șezlong 25 de lei, mâncarea, nu știu, noi am mâncat, v-am spus, cam cu 25 de lei o masă. Prețurile nu sunt chiar, într-adevăr, la supermarket prețurile sunt mari. Nu știu, o cola nu mai iei cu 2,50-3 lei. Aici este cam 6 lei cola de 0,5 litri. Dar, da, și celelalte produse sunt mai mari, dar știm asta că e pe tot litoralul. Toate supermarketurile sau magazinașele de pe litoral, după cum știm, au alte prețuri față de supermarketurile din orașe.
Dar totuși, de ce nu sunt turiști? Aceasta este întrebarea. Unii zic că este taxa de parcare. Taxa de parcare imensă care este în Mamaia. Neavând mașină, nu-mi dau seama foarte mult, dar sunt sigur că dacă vorbiți la hotel, probabil că parcarea uneori este gratuită sau ce să spun. Da, poate fi un impediment, este foarte mare. Se ajunge aproape 100 de lei pe zi, ceea ce este imens. Ceea ce este imens, dar m-am zis, dacă hotel găsiți cazare la hotel cu parcare inclusă, atunci această problemă este rezolvabilă, da? Dar în același timp, prețurile la cazări, iarăși, noi am venit la Mamaia pentru că aici am găsit cel mai ieftin, vă spun sincer, în timpul săptămânii. Am plătit cam 140 de lei pe noapte. Da, e mult, e puțin, nu-mi dau seama, dar comparat cu celelalte oportunități pe care le-am, de cazare pe care le-am avut pe litoral, deci ne băteam undeva cu un hotel de 2 stele din Olimp, am găsit această oportunitate la 140 de lei la un hotel de 3 stele în Mamaia. Bine, probabil pentru că este timpul săptămânii, dar totuși să nu uităm că suntem în plin sezon. Ce să zic? Da, după cum vedeți, plajele sunt goale. Bine, să spunem că este și ora, 5:30, dar da, nu e normal, nu e normal ca în această, la această oră, în această perioadă să nu fie plaja plină, vă spun sincer. Apa este superbă, apa este caldă, fără nicio problemă, temperatura afară este perfectă. Da? Nu știu care e explicația, sincer să fiu, a lipsei turiștilor. Pot fi prețurile? Da, pot fi. Dar iarăși, nu comparăm Mamaia Sud cu Mamaia Nord. Mamaia Nord, acolo unde s-a construit foarte, foarte mult. În Mamaia Sud pare mai prietenos. Mamaia clasică, pe care o știm cu toții, pare mai prietenos. Dar probabil că familiile cu mulți copii și tot așa preferă stațiunile din sud. Poate pentru că s-a făcut prea multă reclamă la Mamaia, că ar fi plină de cluburi, de oameni cu fițe și tot așa. Da, nu știu. De bine, dar în același timp nu știu nici prețurile de pe, din alte stațiuni de aici, la mâncare și tot așa. Dar tot ce pot să spun este că Mamaia Sud, prețurile sunt acceptabile. Fără probleme, atmosfera veselă, turiști foarte, foarte puțini, cel puțin în timpul zilei, cel puțin pe plajă. Și dacă toți ajungem la partea asta de turiști, putem să spunem că Mamaia, Mamaia clasică pe care o știm noi, gândiți-vă, înainte de anii 1990, avea în jur de 20.000 de turiști străini pe serie. O serie având, nu știu, 14 zile. Este incredibil. Turiști străini în 14 zile, 20.000. Gândiți-vă cât era tot sezonul. Efectiv, acești turiști străini au cam dispărut. Acum nu putem să facem comparație cu Franța, cu Italia, cu zeci de milioane de turiști străini, dar parcă turismul nostru nu este promovat, sincer să fiu. Am încercat să observ niște, să caut niște oferte în stațiunile românești, pe diverse, la diverse agenții în Germania, în Franța, în diverse alte țări, aproape lipsesc cu desăvârșire, vă spun sincer. Deci adusul turiștilor străini în România este foarte, foarte greu. Ne lăudăm, nu știu, cu un maxim în anul 2019 de turiști străini, circa 2,7 milioane în toată țara, 2,7 milioane de turiști străini în toată țara. Ei, din ăștia trebuie să recunoaștem că o parte sunt fie turiști de business, care noi îl calculăm ca și cel de turism, fie români care de fapt au luat alte cetățenii și care se întorc acasă pentru câteva zile. Dar nu am o explicație, poate, nu știu, românii s-au reorientat după pandemie către alte destinații. Mamaia totuși rămâne o destinație, să zicem, scumpă, cel puțin vorbim de Mamaia Nord, dar Mamaia Sud, vă zic, pare ok. Prețurile nu chiar foarte rele,
Păcat că nu sunt foarte mult mai mult turiști, doar după cum vedeți, efectiv, plajele sunt goale. Efectiv.